Programul Prima Casă a prins în ultima perioadă mai mult în lei, avantajele fiind un avans de doar 5% din valoarea imobilului ce se dorește a fi achiziționat, comisiuni de analiză zero și un grad de îndatorare mai mare în comparație cu creditele în valută. În plus, clienții nu vor fi afectați de fluctuația cursului de schimb. Anul ăsta, Prima Casă a mers ceva mai bine decât în anii trecuți, mai ales acum în ultima perioadă, fiind spre sfârșitul anului, tinerii au apelat din ce în ce mai mult la agențiile imobiliare pentru a-și cumpăra imobile prin acest program. Cuplurile de tineri căsătoriți care apelează la programul Prima Casă trebuie ca mai întâi să își găsească un imobil ce poate fi achiziționat fără probleme, în acest sens fiind trebuincioasă o documentație agreată de către banca finanțatoare. Pentru programul Prima Casă, tinerii care apelează la bănci trebuie să fie amândoi salariați, în primul și în primul rând, ca să aibă plafonul cât mai sus și împrumutul să fie cât mai mare. Să nu mai fie avut o altă locuință în proprietate până în momentul când s-a adresat băncii. Perioada de acordare a creditului de la efectuarea cererii și depunerea documentației a scăzut în ultima perioadă la jumătate. În acest sens, finanțatorii dând dovadă de mai multă disponibilitate. În momentul în care se face o vânzare, cumpărare prin programul Prima Casă, documentația inclusiv cu banca, inclusiv cu actele de vânzare, cumpărare la notariat, care presupune în primul rând o promisiune de vânzare, cumpărare și apoi actul de vânzare, cumpărare finalizat la notariat, actele durează în jur de o lună, o lună și jumătate, mai ales dacă apelează la o agenție imobiliară, noi îi susținem și îi ajutăm să întocmească absolut toate actele, inclusiv dosarul care trebuie întocmit pentru băncile respective. În România, plafonul de garantare aferent locuințelor achiziționate prin programul Prima Casă este de 1,2 miliarde lei, din care 500 de milioane lei pentru locuințele construite prin ANL, fiind majorată recent printr-o hotărâre de guvern. Garanțiile se acordă numai în moneda națională și se vor plăti tot în moneda națională.